Oameni buni, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Azi în Brașov. Un Azi în Brașov care este în plin, cred că vacanță de vară aș putea să numim așa, pentru că deja temperaturile sunt destul de ridicate. Cei care nu și-au făcut încă planuri de vacanță ar fi bine să-și facă, pentru că mai avem încă o lună, două și gata, ajungem imediat în septembrie. Asta nu e neapărat o veste neapărat proastă, dar trebuie să ținem cont și de acest lucru, mai cu seamă că vara este destul de scurtă, cel puțin la Brașov. Astăzi o să discutăm despre turism, despre și nu numai, la un cadru mai extins. O să vedeți ce a avut loc și la Brașov cât de curând, un eveniment destul de important. Și, bineînțeles, așa cum cred că v-am obișnuit deja, cu persoane care sunt specialiste în domeniul lor. Îl am alături de mine astăzi pe domnul Cristian Vlad, membru în Consiliul Director al Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Bine ați venit la Azi în Brașov! Bună ziua, bine am revenit, pentru că deja este o obișnuință să fim împreună. Mulțumesc pentru invitație din nou. Așa cum am făcut în introducere câteva cuvinte, o să vreau să discutăm un pic, bineînțeles, despre domeniul de turism, da, cât se poate în 20 ceva de minute. Dar până acolo aș vrea să începem cu faptul că Brașov a găzduit conferința Asociației Europene a Agențiilor de Turism și Tur Operatorilor. Și aș vrea, e un eveniment, cred eu, destul de important, cel puțin așa s-a văzut din exterior. V-aș ruga pe dumneavoastră să ne povestiți puțin care este rolul acestei conferințe și ce s-a întâmplat acolo. Haideți să începem un pic altfel. ECTA, de fapt, a avut loc conferința ECTA la Brașov acum o săptămână. Ce înseamnă ECTA? ECTA este asociația care cuprinde toate asociațiile profesioniste de turism din Europa. Exact așa cum este ANAT-ul nostru, fiecare țară are o asociație, un patronat care, bineînțeles, se ocupă de agențiile de turism și tur operatorii din țara respectivă, iar ECTA în fiecare an își alege o locație unde organizează conferința lor anuală. Acum, de ce este importantă pentru România și, bineînțeles, în special pentru Brașov, această conferință? Bineînțeles, conferința a fost împărțită în două părți, o parte s-a ținut la București și o parte la Brașov. De ce am ales Brașovul? Pentru că este foarte accesibil din toate părțile țării și astfel și membrii noștri din România au putut veni cu ușurință la Brașov și, bineînțeles, considerăm că Brașovul este un punct foarte important de atracție pentru turismul de incoming, la care cu toții sperăm ca într-o bună zi să-l facem și să-l facem cât mai bine. Pot să vă spun că toți cei care au participat la conferință au fost extrem de încântați de organizare, bineînțeles, și nu numai de organizare, ci și de ceea ce au văzut. Au vizitat Brașovul, au vizitat, au fost cazați în Poiana Brașov, au avut ocazia să meargă și în împrejurimi, au fost la Viscri, au fost în alte sate din jurul Brașovului și au văzut cam ce turism se poate face în județul nostru și în zona noastră. Și bineînțeles, am încercat să punem în valoare și faptul că Brașovul are, după cum știm, și aeroportul de un an de zile, ceea ce iar este un mare atu pentru turismul de incoming pe care ne-l dorim să-l facem în această zonă. Da, cred că ați făcut o radiografie destul de completă. Aș mai ridica eu eventual câteva puncte și anume, până intrăm mai mult în zona asta mai practică, să spunem așa, Brașov a fost inclus în ultima perioadă în destule topuri. Vorbim de TripAdvisor, vorbim de mai multe, nu aș sta neapărat să le enumer acum, dar în sensul bun al cuvântului. Deci oricum au fost în undeva în top și v-aș întreba puțin cum impactează asta, nu știu, turismul sau are importanță, n-are sau doar sunt niște topuri făcute? Din punctul meu de vedere are importanță foarte mare și vă spun și de ce. În momentul în care o zonă turistică este introdusă în anumite topuri, da, sunt multe companii care fac aceste topuri și multe site-uri de specialitate. În momentul în care o zonă a țării noastre sau, bineînțeles, din orice altă țară apare în topul respectiv,
Practic este pusă pe harta turismului internațional, pentru că aceste platforme au foarte mulți abonați din toată lumea, iar aceștia întotdeauna urmăresc ceea ce este în trend. E, Brașov, în momentul de față, este în trendul internațional de turism și ceea este un lucru extrem de bun în opinia mea și în opinia noastră. De fapt. Da, clar. Bun, spuneți-mi un pic, aș fi interesat de câteva aspecte, se poate lega, mă gândesc și cu această conferință, dar nu este neapărat, mă gândesc că sunt lucruri pe care le faceți atât dumneavoastră cât, mă rog, colegii dumneavoastră și așa mai departe de ceva timp. Mă interesează un pic să vedem dacă s-au desprins niște concluzii în legătură cu promovarea României. Cred că e un aspect foarte important. Mă rog, a României și a județului Brașov, s-a vorbit mult despre această promovare. În anii trecuți, ba că nu a fost ce trebuie, ba că a fost, ba că nu a fost unde și așa mai departe. Acum vorbim și de, așa cum foarte bine pomenea, și de o accesibilitate mai crescută a Brașovului din cauza aeroportului. Bine, ar mai fi și stațiune de la Malea Neagră, dar asta cred că aș vrea să ne concentrăm puțin pe zona Brașovului și partea asta de promovare, cumva. Haideți să vă spun câteva cuvinte legate de promovare. Discutăm cu mulți hotelieri, cu multe agenții de turism, cu tur operatori care își doresc să se promoveze la târguri internaționale în vederea aducerii turiștilor în România. Acum, părerea mea este următoarea. Bugetul pentru o companie ca să se promoveze pe plan internațional ar trebui să fie colosal. Ceea ce nu este la îndemâna oricui să facă acest lucru. Și tocmai de asta noi am susținut întotdeauna, ANAT de fapt a susținut întotdeauna, faptul că promovarea trebuie să vină de sus în jos. Și ce vreau să spun cu aceste cuvinte? Deci prima oară trebuie să promovăm țara, apoi trebuie să delimităm zonele țării, să promovăm pe zone importante de interes ale țării noastre. Abia apoi să promovăm orașe și ulterior să ajungem să promovăm unități de cazare sau actori din zona turismului și tur operatorilor. Ce probleme au fost legate de promovarea României, pot să vi le spun, le-am mai discutat și în trecut, dar le putem face o trecere în revistă. Vreau să vă spun că România până anul trecut avea un buget de promovare, gândiți-vă, atenție ce vă spun acum, de 2 milioane de euro. 2 milioane de euro, eu pot să vă spun că este un buget de companie și nu de țară. Mai mult decât atât, pe lângă faptul că bugetul de promovare a fost foarte mic, foarte redus, erau și niște probleme foarte mari în accesarea acestor fonduri, pentru că tur operatorii, dacă voiau să meargă în standul României la diverse târguri, aveau o grămadă de bariere până ajungeau acolo, cu modul de achiziție al locului, cu partea de achiziții a fost foarte, foarte, foarte o legislație foarte stufoasă care efectiv îi dezarma pe toți cei care voiau să ajungă acolo. E, acum mi se pare, și nu numai mie, tuturor colegilor, mi se pare că direcția este un pic mai bună și legislativul începe să înțeleagă importanța promovării. Da? Pentru că noi fără stat nu putem face nimic din punct de vedere al promovării și la fel statul fără actorii din domeniul turismului nu pot face nimic. Pentru că știm foarte bine, statul nu poate să ne ajute decât cu promovare și eventual câteva chestiuni legate de infrastructură. Însă vânzarea efectivă a pachetelor, crearea pachetelor de servicii turistice, o fac tur operatorii. Deci trebuie să existe o foarte bună legătură între legislativ și mediul privat ca să putem să funcționăm și să avem o promovare corectă a țării noastre. Apropo că ați pomenit de infrastructură, bun, acum nu o să ne putem să discutăm, cred că mult și bine pe zona asta, adică atâta vreme cât, nu știu, legătura între București și Brașov, ca să dau un singur exemplu, de una dintre cele mai circulate artere din Europa, nu are o autostradă de 30 de ani, cred că sunt puține lucruri de spus pe zona asta, dar aș vrea să vă întreb un pic, să mergem și către zona de, bun, aterizezi, ai avion, să zicem, acum poate lucrurile se simt mai bine la Brașov. Mă întreb eu de multe ori și eu sunt un fan al mersului cu trenul, recunosc asta, dar al mersului cu trenul, nu știu, de la Budapesta încolo și nu aici și am merg destul de des. Vrem să facem infrastructură sau așa, dar de multe ori, dacă vrem să mergem la mare cu trenul, de exemplu, sunt niște halte acolo în care te dai jos și mai căzut picioarele, adică nu că n-ai scări, asta nu mai vorbesc, sunt
Dar drepturi deplorabile, cred că sunt așa de când eram eu student și mergeam în Costinești, nu cred că s-a schimbat mare lucru. Nu s-a schimbat absolut. Din păcate. Eu ce pot să vă spun? Am avut un eveniment cu asociația pe litoral. Noi, în general, în fiecare primăvară și toamnă, mergem să vedem litoralul cu un grup de anul ăsta. Am avut 300 de agenți de turism din țară. Am fost câteva autocare și am circulat începând de la Mangalia Saturn, venind până la Mamaia și Mamaia Nord. Deci am luat cam toate stațiunile la pas. Am vizitat unități de cazare, ne-am plimbat pe stradă să vedem un pic cum este atmosfera și ce se întâmplă. Acest lucru s-a întâmplat în acel weekend cu 1 iunie, da? Deci deja era, ce discutam mai devreme, temperaturile erau ridicate și sezonul era deschis. Pot să vă spun că am avut surprize extrem de plăcute din partea hotelierilor, care s-au pregătit. Hotelurile, multe dintre ele renovate, puse la punct, piscine, lucruri care în trecut pe teritoriul litoralului românesc nu exista. Însă am avut o surpriză extrem de neplăcută în partea de străzi și în partea de organizare a stațiunilor, lucru care revine, bineînțeles, în sarcina autorităților locale. Vreau să trag un semnal de alarmă. S-a discutat și în conferința de presă de după conferință. Este inadmisibil să încerci să circuli cu autocarul, vă dau un exemplu, între Mangalia și Saturn sau între Saturn și Venus, Jupiter, Olimp, în partea aceasta, și efectiv să lovești cu parbrizul crengile de deasupra șoselei. Nu este posibil așa ceva. În Neptun, de exemplu, unde au fost investiții enorme în hoteluri și vreau să felicit investitorii de acolo pentru că, într-adevăr, au creat niște unități de cazare extraordinare cu sisteme de all-inclusive, exact așa cum mai nou și turistul român își dorește, da? El nu se poate bucura și turiștii nu se pot bucura de aceste unități de cazare dacă zona din jur este complet neîngrijită. Parcările publice nu sunt amenajate, sunt din beton, din ala cum știam noi, exact cum spuneați dumneavoastră de acum 30 de ani. Zonele verzi nu sunt îngrijite. Te trezești peste tot cu gherete de tot felul, cu mașinuțe din alea magnetice și cu rotițe și cu... Eu nu spun, este normal să existe și aceste locuri, dar nu în mijlocul stațiunii și nu așa încât să obtureze accesul la unitățile de cazare în care investitorii au investit milioane de euro ca să le pună la punct. Deci, repet, această conexiune dintre mediul privat și mediul de stat din România este încă foarte, foarte slab reprezentată. Și atunci, cred că este nevoie și poate și sper ca aceste OMD-uri care în sfârșit se duc într-o direcție corectă și încep să văd niște semne de normalitate, poate că OMD-urile până la urmă vor reuși să îi pună pe toți la masă și fiecare dintre noi să înțelegem importanța prieteniei, practic, dintre stat și mediul privat. Pentru că ați pomenit de OMD-uri, aș puncta un pic și v-aș ruga să și explicați că așa OMD-uri, na, specialiștii știu exact despre ce e vorba, Exact. dar pentru privitorul de rând, ce ar însemna organizația de management a destinației și cam ce face ea, adică de ce ar ajuta foarte mult în zona asta. Pentru că organizația de management a destinației își dorește să cuprindă în această organizare atât cei din mediul privat, cât și pe cei din mediul de stat. Și se dorește exact crearea acestei conexiuni dintre cele două părți în direcția de a se reuși să se promoveze diferitele zone. Ei, organizația de management a destinației, de fapt, va fi cumva subordonată, va fi sub o umbrelă a statului, da? Sub un OMD național și va fi împărțită exact ca o caracatiță pe zone de interes, pe zone mai mari, pe orașe, pe zone bine definite, astfel încât informația de la bază să poată ajunge foarte ușor la nivel central și să fie transmisă și prelucrată în așa fel încât să funcționeze și să ajungem exact unde discutam mai devreme la o promovare corectă a țării noastre. Bun, mulțumesc. Mai revin cu o întrebare mai practică, tot așa, pentru cei care și iar mă întorc la Marea Neagră, ia, e sezon de vară.
Sunt lucrările acelea care s-au făcut și discuțiile care s-au făcut vis-a-vis de plaje, de plajele care au fost mai late, mă rog, la un moment dat. Vorbam de eroziunea costieră de acolo și așa mai departe, de digurile care unele sunt vechi, altele sunt mai noi. Nu știu, există ceva, un punct de vedere comun și al hotelierilor și a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă vis-a-vis de aceste aspecte? Părerile din ce am văzut eu sunt foarte împărțite. Acum, unii hotelieri, bineînțeles, sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă, alții nu sunt deloc mulțumiți. Acum, nu pot să spun care e părerea corectă și care e cea incorrectă, însă pot să vă spun punctul meu de vedere, dacă are vreo importanță. Este aceste lărgiri ale plajelor, că de fapt asta s-a întâmplat, sunt, din punctul meu de vedere, sunt bune. Acum, problema este următoarea. Noi suntem cei care în momentul de față vom avea de suferit, nu știu, 4-5 ani până când noul nisip și noile plaje se vor reface. Pentru că de fapt asta s-a întâmplat. Ele, acele scoici care apar trebuie să se sfărme, să se erodeze sau așa și până la urmă nisipul va reveni la o formă foarte bună. Ce mai observ eu? Că pe lângă faptul că sunt nemulțumiți de calitatea nisipului, care cumva se poate corecta, pentru că știm foarte bine, există destinații în lume unde se aduce nisip din larg și se pune și nu e niciun fel de problemă, deci în acest plan se poate introduce și corecția asta a plajei, dar aud foarte multe voci care ne spun că plajele sunt prea late. Ei, cu asta nu sunt absolut deloc de acord și vă spun și de ce. Dacă vom circula în lume, în anumite zone și vreau să vă dau exemple. Unul singur am să vă dau pentru că este poate cel mai important și anume Spania, zona de Costa del Sol. Plaja este extrem de lată și pentru asta destinația este absolut fenomenală. Da? Toată lumea își dorește să ajungă acolo și este zona cu cea mai lată plajă din Europa. Acolo știți cum e, turistul român poate că uneori și-ar dori dacă se poate să ajungă cu mașina până lângă apă. Trebuie să ne dezvățăm de lucrul ăsta. Da? Gândiți-vă la bulgari. Bulgarii nu mai lasă deloc acces în stațiune în Albena cu mașina. Există o parcare la intrare, toată lumea lasă mașina acolo și se îndreaptă către hotel cu mijloace de transport în comun. Cam asta e direcția. Trebuie să învățăm și să mergem pe jos, să învățăm că nu putem parca mașina în fața restaurantului și să ne dăm jos pe scaun dacă am putea. Adică este vorba până la urmă și de o educație a turistului. Din punctul meu de vedere, repet, faptul că plaja este lată este foarte bine. Faptul că în momentul de față calitatea nisipului nu este cea mai bună, da, este o problemă care se va corecta odată de la sine și a doua oară se poate corecta aducând nisip din largul mării. Bun. Spuneți-ne un pic acum, având în vedere că este sezon, dacă sunt, nu știu, ce este în zona asta de turism nou sau dacă aveți lucruri care ați observat, trenduri la nivel, poate să fie și internațional, european, sau ce este în România, are apetit românul pentru, nu știu, un altfel de turism, așa cum ați spus, altfel de turism mă refer mai civilizat și mai, într-un fel, mai altfel decât îl făceam, nu știu, poate cu nu știu câți ani în urmă. Haideți să vă spun un lucru. Turistul român, când pleacă din țară, este foarte educat. Și se conformează cu tot ceea ce se întâmplă acolo. Da? Repet, dacă în Bulgaria știe că nu are voie să intre cu mașina în stațiune, nu are niciun fel de problemă. Da? Deci turiștii care merg în exterior de obicei și sunt învățați cu turismul extern, sunt educați și se conformează foarte bine. Mai avem puțin de lucru vis-a-vis de cei care obișnuiesc să meargă în România, pentru că este o problemă de concepție, poate, că avem impresia că dacă suntem în România, ni se cuvine totul și putem face orice în destinația respectivă. Ei, nu e chiar așa. Cât despre destinațiile pe care le promovăm noi, toți tur operatorii din România, mă bucur de faptul că guvernul încă a alocat aceste tichete de vacanță sub formă de carduri care susțin acest lucru, mențin turismul intern la un nivel corect și bun și ar ajuta să le avem în continuare. Iar despre turismul pe plan internațional, turiștii, cei care sunt învățați să plece, își doresc destinații noi. Și atunci toți turoperatorii cooperează în această direcție ca să oferim
turiștilor variante noi de vacanță. Pot să vă spun că anul ăsta Tunisia a pornit extrem de bine și este o destinație de vacanță similară cu Turcia din punct de vedere al modului de desfășurare a vacanței, dar cu tarife ceva mai mici, ceea ce este foarte bine. La o distanță scurtă de zbor, se zboară 3 ore. Și observ din nou faptul că destinațiile consacrate, cum sunt Bulgaria, Grecia, Turcia, se mențin fruntașe și sunt foarte, foarte cerute. Acum, bineînțeles că vom ajunge probabil să discutăm și de partea de tarife. Nu toate produsele turistice s-au scumpit. Nu toate. Și să știți că am văzut în presă acum o săptămână și chiar am avut din partea ANAT-ului o poziție la ceea ce au spus, că tarifele sunt foarte mari. Vreau să vă spun că dacă suntem atenți noi ca și turiști, da, încerc să trec puțin în partea turistului, nu în partea vânzătorului, putem obține niște tarife extraordinar de bune, atât pe teritoriul României, cât și pentru turism extern. Și recomand oamenilor două variante de achiziție ale vacanțelor, pe care le-am mai spus. Ori le cumpărăm pe praguri de early booking, da, de înscrieri timpurii de vreme, ca să... Și aici, bineînțeles, că există mai multe avantaje și nu doar tariful. Există avantajul disponibilității, există avantajul faptului că vacanța nu trebuie plătită integral și așa mai departe, sau recomandarea noastră este să așteptăm last minute-uri, dar, repet, ceea ce am spus de foarte multe ori, dacă suntem grupuri și multe persoane care ne dorim să plecăm în vacanță, last minute-ul nu este o variantă bună, pentru că de obicei vacanțele care intră în last minute au un număr limitat de locuri disponibile. Vreau să vă întreb un lucru vis-a-vis de evoluție, pentru că n-aș vrea să ne legăm neapărat de perioada de pandemie, că acolo clar aia a fost specială, dar eu sunt brașovean, născut, crescut în Brașov și în urmă cu, hai să nu zic 20 de ani, dar zic 10 ani, Brașovul avea o periodicitate, adică știai că se aglomerează iulie, august, decembrie, mă rog, erau niște perioade în care clar nu găseai loc de parcare în oraș, aglomerație, cunoaștem cum sunt în orașele mai turistice, să spunem. Brașovul nu mai e așa, nu mai e așa în sensul că mie, poate numai o părere și de asta vă întreb, să-mi spuneți dacă am dreptate sau dacă am observat corect sau nu, cu excepția câtorva săptămâni acum care sunt mai goale, poate noiembrie, poate un pic în sfârșitul lui ianuarie, ce am observat eu localnic aici, s-a uniformizat un pic. Da, sunt vârfuri, în august e foarte plin, dar găsești turiști și ai turiști străini începând din mai, din aprilie, din martie încolo, adică cumva pe parcursul celor 12 luni, parcă au început să vină mai mulți în luni care teoretic n-ar trebui să fie așa de turistice. În mod normal, orașele de tipul Brașovului, de acolo, pe, ca și, zic, ca și tipologie și ca model de oraș, este o destinație care ar trebui să aibă 12 luni de sezon. Bineînțeles, cum a spus dumneavoastră, cu niște vârfuri. Acum, ce pot eu să vă spun este că în ultimii ani, pe lângă turismul de leisure, da, de recreere cu care suntem noi obișnuiți, în Brașov, pentru că este un oraș puternic și din punct de vedere economic, a apărut și turismul de afaceri, care, bineînțeles, susține foarte mult economia Brașovului. Din punctul meu de vedere, eu mă uit pur și simplu la evoluția tarifelor și a disponibilităților de cazare. Foarte rar în Brașov, la unitățile bune de cazare, se întâmplă să găsești disponibilitate de pe o zi pe alta. Ceea ce e un lucru îmbucurător, pentru că turismul de afaceri nu reprezintă doar business în sine. Oamenii aceștia care vin cu afaceri în Brașov, bineînțeles că după conferință, după întâlnirile de afaceri și după tot programul pe care îl au, da, din punct de vedere al jobului, ei încep și să viziteze. Sunt foarte mulți care în turism de afaceri, da, își aduc cu ei însoțitori, familie, copii. Și atunci, bineînțeles că după ce își termină programul de business, încep și vizitează, ceea ce e un lucru foarte bun. Mai avem 2 minute și aș vrea să nu încheiem, mai e un subiect, cred că e important și aș vrea să mi-l spuneți dumneavoastră un pic, se discută despre ceva vreme de fondul de garantare. Povestiți-ne un pic dacă s-au făcut pași în zona asta, care e situația actuală? Fondul de garantare este un instrument extrem de important și aici vreau să scot în evidență faptul că el este important atât pentru turist, cât și pentru agenția de turism. Pentru că
Ultima lovitură puternică pe care agențiile de turism și implicit turiștii au luat-o în ultima vreme a fost falimentul Blue Air, care știm cu toții că a venit pe nepusă masă și nu a fost chiar un scenariu plăcut. Acum, se fac pași în direcția creării fondului de garantare. Fiecare agenție de turism va contribui la crearea acestui fond. Deocamdată se discută exact cine îl va administra, pentru că și ăsta este un lucru foarte important. Dar, repet, importanța cea mai mare a acestui fond de garantare este că banii turiștilor, da, vor fi complet asigurați. Ferească Dumnezeu, dă faliment într-un operator, o companie aeriană, din acel fond se vor lua banii și se vor despăgubi turiștii. Deci este un proiect extrem de important la care ANATU participă și comunică foarte bine cu legislativul. Mă bucur că în sfârșit au înțeles și ei importanța acestui fond. Sunt mai multe modele din europene pe care se poate merge. Deocamdată se studiază fiecare în amănunt ca să vedem care este cea mai bună variantă, pentru că, bineînțeles, se va merge pe un model funcțional deja. Nu are sens să inventăm noi roata, pentru că e deja inventată. Se va alege modelul pe care se va merge și avem promisiunea și eu cred chiar certitudinea că acest fond de garantare se va crea și va fi funcțional și în anul. Ar fi ideal. Eu vă mulțumesc mult pentru discuția de astăzi. Sper că cei care privesc această emisiune o să ia informația corectă și direct de la sursă. Vă urez să aveți succes și să aveți nu știu, cred că așa ar trebui o vară cât mai liniștită din toate punctele de vedere, pentru că lumea clar vrea să meargă în concediu asta cu siguranță. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și da, este foarte important să avem o vară liniștită, fără evenimente și să ne putem bucura de vacanțe. Mulțumesc! Oameni buni, atâta pentru astăzi la Azi în Brașov. Să aveți o săptămână minunată și să ne auzim data viitoare cu bine. La revedere!